Vă salut, stimați prieteni! Astăzi vom discuta despre candidații la funcție de președinte al Republicii Moldova. Vom începe cu primii 5, vom despica firul în 4, ca dumneavoastră să înțelegeți dintre cine aveți de ales. Astăzi voi discuta cu Olga Bejan, redactor șef la site-ul de știri știrpesurse.media, la fel și un influencer, dacă se poate spus, în spațiul informațional al Republicii Moldova, așa cum este tradiția la noi, oamenii care fac content calitativ pe Facebook, se mai numesc influenceri. Bună ziua, Olga! Bună, eu mă consider jurnalist, am făcut facultate de jurnalist, am absolvit această facultate și activez deja de ani buni în domeniu, dar subiectul zilei de astăzi este evident campania electorală și suntem cu toții antrenați în acest proces, vrem sau nu vrem, suntem politici sau apolitici, noi oricum participăm la acest scrutin electoral. Și inițial am zis că discutăm în linie cronologică. Da, da, ca să nu supărăm pe nimeni, să nu facem partizanat, începem cu cum sunt în ordinea buletinilor de vot, cu domnul Alexandr Stoianoglu, candidatul socialiștilor, care este prezentat la conferințele de presă, în teritoriu când se duce, ca și candidat al poporului. Nu știu de ce. Și cel în care majoritatea celor din opoziție, nu știu de ce, iarăși își pun mari speranțe că va fi probabil turul 2 și dânsul ar fi chiar capabil să o învingă pe doamna Maia Sandu. Dar hai să începem de la început. Cine este Alexandru? Apropo, nu e Alexandru, dar e Alexandru. Mai pe scurt, învățat limba română, învață limba română, dar numele tot e în limba rusă, da? Are 57 de ani, a fost născut la Comrat, este cunoscut ca un lider în regiune pentru că a candidat tocmai de două ori la, ca să devină bașcan al Găgăuziei și în ambele cazuri procentul care l-a acumulat a fost unul destul de mic pentru cineva care are pretenții atât de mari în cazul dat să devină președinte al țării. În primul scrutin pare mi s-a luat 5% și în al doilea 10% sau cred că e ordinea inversă. Inversă? Eu țin minte că la scrutinul din 2015 a luat puțin peste 3.000 de voturi, dacă nu mă înșală memoria, dar la sigur a fost pe locul 6 dintre candidații la funcție de bașcan. Și tu ai menționat că el este susținut și înaintea de PSRM, dar totodată mai este susținut și de Acțiunea Civică, care este în fruntea acestei acțiuni mărețe, Căciuc și Munteanu. Eu tot timpul râdeam că el l-a pus pe Munteanu ca să fie ca un mascot a moldovanului, știi? Adică nu a moldoveanului, dar a moldovanului care să reprezinte chipurile, arhetipul moldoveanului clasic. Dar e un alt subiect, pentru că dar totodată se pliază pe ceea ce discutăm acum, pentru că Stoianoglu cumva este din același câmp informațional, da? Pentru că el vorbește în limba rusă, este vorbitor de limba rusă, este consumator a tot ce înseamnă lumea rusă, ca și Tkaciuc, ca și alții care nu cunoșteau și nu vorbeau limba și nu vorbesc limba română, cum îi zic ei, moldovenească, lasă-o știi măcar pe asta moldovenească. În cazul lui Stoianoglu, noi vedem că comunicarea lui publică este una deficitară, pentru că chiar nu poate articula și nu poate vorbi în limba română. Și ăsta e un aspect foarte important, pentru că cum gândești, vorbești, așa vorbești. Și invers, e cu dublu sens. Te influențează. Și noi, pentru mine ar fi rușinos ca Stoianoglu să devină președintele țării, un om care nu cunoaște limba în care el s-a născut. El, pe lângă faptul că a dorit să ajungă bașcan al UTA Găgăuzia, a fost și deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Democrat. Singurul lucru, a fost un deputat cam șters așa ca majoritatea care sunt, simpli mașinării de vot, în perioada când în Republica Moldova guverna, cred că era Alianța pentru Integrare Europeană 1. Singurul lucru de care eu îmi amintesc atunci, domnul Stoianoglu, împreună cu Vyacheslav Platon și încă un deputat din AMN-ul condus pe atunci de Serafim Urecheanu, a fost așa un partid, Alianța Moldova Noastră,
UTI 3 au fost singurii deputați din AIE care s-au opus desființărilor judecătoriilor economice. Niște bâte în mâna lui Voronin pentru a controla mediul de afaceri. Probabil că domnul Mihai Godea ar putea fost deputat PLDM, ar putea oferi într-o zi mai multe detalii la acest subiect, fiindcă el a fost autorul acelui proiect de lege care prevedea desființarea judecătorilor economice. Nu cred că cineva din jurnaliști l-a întrebat sau nu cred că Alexandru Stoianoglu a oferit vreo explicație ce l-a motivat ca împreună cu Platon uite să se opună acestui proiect. Da. Și să nu uităm că el a fost procuror general. Și eu aici o să mă rețin anume pe partea asta morală. Noi știm cum este și cum a fost procuratura în Moldova și ca să rămâi în acest sistem, da? După anumite principii și așa zis valori, trebuie să corespunzi sistemului. În caz contrar, sistemul te exclude. Și evident, ajungând atât de sus, ca fiind procuror general, noi putem să ne dăm seama, putem intui ce valori morale din punctul ăsta de vedere are Stoianoglu. Dar pe de altă parte, noi discutăm acum cu tine despre candidatul Stoianoglu cumva unilateral, doar de pe partea asta mai mult conotație negativă, da? Ceea ce eu cred că ar trebui să vedem și partea cealaltă. Dar nu doar negativ. Nu uite, negativă. Nu, uite, el când era procuror general a spus o chestie foarte adevărată, aș spune, da. Și foarte corectă. El într-un interviu declara foarte ferm că este sigur, absolut convins că în punga, pachetul, culiocul dat de Plahotniuc lui Dodon, erau bani. Uite, omul recunoștea, băi, erau bani, respectiv mită electorală sau mită, da? Da, și acum e candidatul socialiștilor. Și acum ies cu Dodon de mână și spune că el este candidatul poporului și cel care va face dreptate pentru toți. Tu crezi că se mizează pe memoria scurtă a moldovenilor sau care e aici substratul? Eu cred că majoritatea politicienilor din Republica Moldova i-au socotit mereu de proști pe moldoveni, fiindcă altfel nu pot să-mi explic această disonanță cognitivă când ieri declarai una și mâine faci exact opusul. Ca să facem o concluzie, noi putem să zicem că Stoianoglu, pe parcursul carierei sale, tot timpul a avut ambiții politice, pentru că el acum spune că nu a fost o dorință lui mare ca să se implice în politică sau nu era fuială politică, dar el tot timpul și-a dorit acest lucru și el reprezintă partea asta pro-rusă, pentru că el nu vine cu o viziune asupra cum se va dezvolta. El discută, bac, promite Transnistrie. Apropo, a făcut niște declarații foarte grave după mine, pentru că el a zis că va veni cu un plan sau și va propune ca Transnistria să aibă un statut special, fără a specifica foarte, foarte clar ce înseamnă acest lucru. Planul Cozac. Planul, noi presupunem cel puțin că ar putea fi planul Cozac. Așa... Bine, el și prima vizită oficială în calitate de președinte, la fel a spus-o că o va face la Tiraspol. Uh-huh. Că de parcă vizite la Tiraspol cumva ajută la soluționarea conflictului transnistrian. Că dacă ne amintim și Vlad Filat avea o relație, se vizitau reciproc cu fostul așa numit președinte de acolo, Evgenii Șefciuc. Ba mai mult, când vinea Șefciuc la Chișinău, Filat de dragul lui scotea și tema de stat de pe perete, ca nu cumva el să aibă emoții, să... vreo reacție adversă la simbolul de stat. O disonanță cognitivă, cum așa? Dacă ei toți pretind că noi acum de la independență tot s-a încercat transnistrizarea Moldovei. Exact. Și noi vedem că, uite, partidele astea de stânga, pentru că ele nu sunt de stânga. În mod normal, în toate țările normale, europene, sunt partide de dreapta și de stânga. În cazul nostru, ele sunt partide proruse. Exact. Și eu cred că trebuie să spunem lucrurile astea pe nume, pentru că ce să ne mai jucăm de a chipurile echidistanța, corectitudine, dacă lucrurile sunt evidente. Bine, domnul Stoianoglu a spus că se consideră ca fiind un politician pro-european.
Mai nou am aflat că dumnealui, chiar dacă anterior, până a aflat toată presa că este cetățean al României, dumnealui spunea că este foarte rău când un lider de stat, un om de stat, deține și cetățenia altui stat. Iar revenind la același Igor Dodon, care l-a înaintat Pistoianoglu, adesea critica și cerea ca interzicerea dublei cetățenii, spunând că el odată s-a referit la judecătorii Curții Constituționale, spunând că cum poți avea în niște judecători că iau decizii corecte când ei au depus jurământ statului român. Păi vezi cât îți de abili politicieni și pot minți atât de frumos încât electoratul să-i creadă. În curând o să aflăm că poate are și cineva dintre candidați cetățenii rusească, nu e exclus. Și chiar sunt așa opinii. Eu ca pro-european care mă consider român în suflet, dacă încă nu în acte, m-am bucurat foarte mult când am aflat că Alexandru Stoianoglu este totuși cetățean al României. El e de-a nostru. Și a depus jurământ statului român, da. El nu știe că e român, dar uite, el o recunoscut într-un fel sau altul. Atât de pro-european este că într-un interviu spunea că noi suntem, am început parcursul de integrare în UE de vreo 20 de ani și nu se văd rezultate. Și întreba de genul, unde sunt banii? Unde sunt banii Uniunii Europene, fiindcă nimeni nu vede nimic. Culmea că atunci când pleacă în Comrat, același Stoianoglu merge pe centura Comratului, drum construit din banii europeni. Și apropo, în Comrat se investesc foarte, foarte mulți bani comparativ cu alte raioane din Moldova. Da. Și atunci este o discriminare pe față. Adică noi trăim în țara noastră și noi suntem discriminați în favoarea minorităților. Pentru că acolo, pe lângă faptul că sunt foarte multe granturi, și noi cunoaștem că în perioada doamnei Vlah erau așa presupuse păreri că s-a furat un milion din granturi. Ajungem la doamna Vlah. Da, ajungem, dar noi vorbim acum despre Stoianoglu, da. Da? Care este și el găgăuz, care el este cel, el și familia cu rudele, da, profită zilnic de aceste granturi și de aceste posibilități care le oferă Uniunea Europeană. Și acest lucru trebuie să fie spus în fiecare zi ca oamenii să știe lucrul ăsta. Da, apropo, curiozitatea mea mare, când cetățenia a obținut acum 2 ani, dacă nu greșesc, ce l-a motivat? Repararea unei greșeli istorice, el considerându-se totuși român, sau un simplu profitor de a călători liber în UE, de a face afaceri mai ușor în UE? Și lucrurile sunt tare evidente și clare. De ce învață unii ruși imnul României? Dar tu de ce crezi? Că chiar așa de tare au început să-i doară inima, așa brusc au început pe dânsul să-l intereseze istoria românilor, să învețe imnul. El s-a trezit într-o dimineață și a zis că băi, dar cum eu am trăit până la 55 de ani și eu n-am cetățenie românească. Am o ipoteză aici. Dacă nu greșesc, el și-a obținut cetățenie în 2018 și așa a vrut să marcheze 100 de ani de România Mare. Eu cred că tu ești romantic. Noi am trecut de mult de perioada romantică, asta că câteva secole, da? Da, o secol și ceva. Dar întrebarea mea mare care rămâne, Stoianoglu până la urmă pe cine reprezintă? Fiindcă pe de-o parte el este oficial candidatul socialiștilor, a PSRM-ului, de altă parte știm relația asta cu Platon, care n-a început de când el era procuror general, dar uite a început când era deputat, și mai există tot felul de suspiciuni că ar fi principalul candidat pe care mizează deja Moscova, iar în turul 2, dacă va exista, toată mașinăria asta a lui Șor va fi mobilizat ca să-l susțină. Până la urmă, candidatul cui este Stoianoglu? Cum crezi? Eu cred că aici sunt mai multe substraturi, da? Pentru că inițial s-au gândit să pună mai mulți candidați pe stânga pentru a crea în primul rând un curent de opinie negativ și să creeze anti Maia Sandu, orice se întâmplă în țara asta, deja e vinovată Maia Sandu, da? Și ca să poți creezi acest curent de opinie, ai nevoie de mai mulți oameni care vorbesc despre asta și care sunt reprezentativi în societate. Asta e un aspect. Al doilea aspect este faptul că ei evident că n-au pus aceleași ouă în același loc. Și doar că
Este aici o chestie foarte interesantă, că ei nu înțeleg mentalitatea moldovenilor. Ca și în cazul lui Morar, da, și nu doar Tkăciuc, ei pe de o parte studiază arhetipul moldoveanului, dar pe de altă parte ei nu-l înțeleg. Trebuie să fii, să trăiești în spațiul ăsta, să simți ca să înțelegi. Și uite, Stoianoglu a fost pus ca fiind și găgăuz, care vorbește și limba rusă și reprezintă și găgăuzii, și e un procuror relativ așa, care are și un background, evident, dar totodată e și un procuror uman, pentru că noi vedem că de multe ori se vorbește în spațiu public că Stoianoglu este mai uman, nu au auzit nimic despre el, așa, în afară de cazul Platon, în procuratură el are o imagine destul de bună. Și atunci s-a mizat pe el ca unul dintre candidați că poate o să reușească să vadă, aha, este pentru categoria de oameni, așa, pentru cealaltă categorie, pentru fiecare ca la magazin, știi? Uh-huh. Pentru fiecare cumpărător este, uite, marfa lui, da. Și eu cred că lucrurile sunt simple în cazul dat. Trecem la următorul candidat, doamna Maia Sandu. Candidatul înaintat de PAS. Doamna Maia Sandu, știm că a început cariera politică în vâltoarea celor evenimente din 2016, când Năstase încerca să organizeze proteste. Eu și acum mi-amintesc discursul lui Anatol Dorbală, cred, în Piața Marea Adunării Naționale, fiindcă toată lumea, bine, erau proteste, ok, plahotniuc jos pe de mie, dar ca orice mișcare era nevoie de un lider. Da. Și atunci, prima dată, am auzit numele vociferat al Maiei Sandu, dar mai mult, bine, că ea era ministru, se știa de ea în spațiu public, dar nu era politician totuși, nu avea profil de politician, era unul din miniștri, da? Și atunci când Durbal enumera, dar oare Maia Sandu n-ar fi acel lider? Și atunci pe valul ăla de proteste cu Blocul Acum, a fost întâi Blocul Acum, da, PAS, ulterior au intrat ambii în Parlament cu Andrei Năstase, partidele lor, a fost prim-ministrul așa numite alianței COSAC, cum o numeam eu pe atunci, când pe SRM-ul cu Blocul Acum, practic în ultima minută posibilă, au votat împreună, au dat jos guvernarea pe DME. Ulterior au fost alegerile anticipate, PAS a venit în Parlament cu un număr nesperat de mare de deputați, iar Maia Sandu deja a ajuns, uite, președintele ăsta care îl vedem astăzi, având în spate o majoritate absolută în Parlament, propriul guvern, și încă un factor mult care a influențat-o pe ea, cel puțin din punctul meu de vedere, a fost războiul din Ucraina, care eu cred că pe Maia Sandu a transformat-o și a maturizat-o de punct de vedere politic. Maia Sandu de până la 2022 asta? De până la 2022 și după 2022, eu cred că Maia Sandu, uite, a devenit într-adevăr un politician mai matur, capabil să ia decizii. Poate și experiența anilor. Și experiența, probabil. Eu ceea ce vreau să zic ca să despre Maia Sandu este că eu cred că Maia Sandu este printre puținii președinți care își îndeplinește rolul, funcția sa de președinte așa cum trebuie, așa cum presupune Constituția Moldovei. Ce este? Noi suntem țară parlamentare, noi nu suntem țară prezidențială, nici semiprezidențială, și atribuțiile unui președinte sunt destul de înguste. El trebuie, este ca un fel, evident că are atribuții mai mari decât un ambasador, dar ea reprezintă țara în exterior, ea este garantul securității din țară, ea este cel care numește prim-ministru, da? Și uite, ea aceste atribuții și le-a îndeplinit foarte bine. Doar că în afară de calitățile ei, da, bune și ceea ce e face în exterior și faptul că Moldova a devenit destul de cunoscută. Niciun oponent de-al Maiei Sandu nu a negat faptul că în mandatul ei Republica Moldova se bucură de o deschidere foarte mare pe extern, da, adică da, nimeni n-au negat acest. Moldova a devenit foarte cunoscută, dar nu în sensul negativ de 7 aprilie și alte evenimente care... Foarte umiliat.
miliardului. Da, furtul miliardului, dar ea a venit cu partea asta pozitivă a unui președinte adecvat, știe limba engleză, știe a vorbi, știe a se prezenta, ceea ce trebuie să facă un președinte. Doar că moldovenii, aici e toată problema, au așteptări cu mult mai mari de la un președinte și în cazul dat la președintele Maia Sandu, pentru că ea nu e doar pur și simplu președinte. Ea a fost o vârf de lance în campania electorală la parlamentare și a câștigat pasul datorită ei. În mare parte, da. Păi, oamenii când au, pentru că narativul, retorica în campania electorală, atât prezidențială, după care parlamentară, a fost acela că anticorupție, justițiar, da. Ceea ce lipsea în spațiul nostru public. Adică, cum spune Freud, noi vorbim de ceea ce ne lipsește. Lipsea foarte mult partea asta de justiție, adică era corupție și este corupție și în sistemul, în tot sistemul ăsta coercitiv al statului, e totul corupt. Și atunci ia pe valul ăsta de dorința oamenilor în sfârșit să vadă că, uite, noi să avem o țară ca afară cu instituții foarte bine care să lucreze reformate și tot așa, oamenii au crezut că dacă o aleg pe ea, problemele lor o să fie rezolvate. Și mai este o chestie la moldoveni, asta dorința ca cineva să vină să facă. Dar ei și-au asumat acest lucru. Pasul și-au asumat că ei o să vină și o să facă 1, 2, 3, cei ce nu era posibil. Evident că erau niște promisiuni electorale. Și atunci noi, ca să închei, de ce am făcut acest prolog? Pentru că așteptările sunt foarte mari și atunci când ei văd guvern, oamenii nu înțeleg că este separarea puterii în stat, este guvern, parlament, președinție. Ei au ales Maia Sandu, ei au rezolvat problemele. Aha, parțial nu le-a rezolvat, da? Și atunci există dezamăgirea asta față de Maia Sandu. Deci aș spuneam că ea s-a transformat și este totuși un alt politician, fiindcă dacă chiar și în 2019 promitea o reformare rapidă a justiției, acum și-a dat seama că a te lupta cu tot ce înseamnă sistemul ăsta de justiție putre de la noi este un pic mai complicat, necesită un pic mai mult timp, nu poți face peste noapte lucrurile. În același timp, dacă vrei să menții o oarecare democrație aici, nu poți să dai ordine judecătorilor că, uite, dai o sentință de nu știu câți ani la cutare, la cutare politician. E complicat, chiar dacă ai teoretic toată puterea în stat, probabil că există și tendința asta sau tentația, mai degrabă spus, când vezi că oamenii, uite, nu sunt mulțumiți și păi vrea, băi, hai că eu rezolv problema asta justiției și începe a da ordine. Dar asta deja n-ar mai fi un stat democratic și probabil de aici se întinde cu tot vetting-ul, pre-vetting-ul și tot ceea ce vedem, care sunt niște procese cu probleme, dar în același timp făcute în premieră în Republica Moldova. În general, politologii, sociologii spun că dacă în timp de jumătate de an, după ce vii la guvernare, maxim un an, nu se încep a face reforme, atunci știi că guvernarea asta nu o să mai facă reformele care le-a promis. Pentru că există, dacă tu nu inițiezi niște reforme, eu din start am știut că nu o să mai fie, după ce au trecut un an de zile, eu am știut că nu o să mai fi reforma administrativă teritorială pe care eu foarte mult am așteptat-o și care nu s-a mai realizat, reforma în justiție, dar bine, eu am început cu comasarea, amalgarea voluntară a localităților. Un fel de ca să... Hai să struți o cămilă, ori faci, exact. Ori nu faci. Exact. Eu nu-s adepta, știi, chipurile aici. Dacă nu, un proces nu este încheiat, tot efortul care l-ai făcut până aici se duce de râpă, pentru că el trebuie să aibă un ciclu închis. În caz contrar, nu are niciun sens. Și cum crezi, doamna Maia Sandu, reieșind din imaginea foarte bună, vedem în ultimele săptămâni, ultimele zile chiar la Chișinău, vizite peste vizite, da, oficiale înalți. Da, oficiale foarte înalți. Doamna Ursula von der Leyen a venit și ne-a dat o veste extraordinară după mine, 1,8 miliarde de euro investiții în următorii 3 ani și printre proiectul pe care eu cel mai mult l-aștept din cele enumerate de ea este autostrada Iași-Chișinău-Odessa.
piesa. Da, da, da. Asta, dacă se începe un astfel de proiect, tot respectul doamnei Ursula von der Leyen și mulțumire Uniunii Europene. Și ea zici că există perspective ca în viitor apropiat, în genere, economia Moldovei să se dubleze. Da. Asta însemnând foarte mult cei care cunosc în economie, dar că... Dar cum crezi, dacă, de exemplu, spre spune, Maia Sandu nu câștigă aceste alegeri, fiindcă spune că este mai mult decât un președinte, o locomotivă, vârf de lance, simbola, ce înseamnă... Nu spun eu, eu spun ceea ce oamenii spun și, în general, care sunt, când noi spunem ceva, noi băgăm sens în acel lucru. Și în cazul dat, ea reprezintă, într-adevăr, oamenii așa au perceput-o. Așa, și o percep în continuare ca o parte din ei, pentru că trebuie să recunoaștem că dacă lucrurile erau făcute chiar și la nivel de comunicare mai bine, atunci nimeni nu discuta astăzi despre al doilea tur. Cu siguranță. Pentru că dacă să luăm cazul chiar Voronin, el doar al doilea mandat, dacă să luăm așa, l-a câștigat, nu? În al doilea mandat de președinte? Da. Bine, a făcut târgul cu fostul Partid Democrat, cu Dumitru Deacov în spieță și cu PCD-ul lui Iuri Roșca. Da, dar noi vorbim de rezultat. Da. Păi. Bine, întrebarea mea era, aceste proiecte ale Uniunii Europene, crezi că vor avea continuitate dacă la Chișinău, spre spunem că, uite, acum ajunge președinte altcineva, nu mai e Sandu și la alegerile parlamentare pas nu mai este la guvernare? Vor dori cei de la Bruxelles să investească într-o țară în care guvernarea este cel puțin eurosceptică, dacă nu prorusă? Eu nu pot spun ce părere am, pentru că sunt și alți candidați, nu sunt doar candidați la președinție, noi vorbim de aceștia cinci, dar ei sunt mai mulți și atunci mai este și domnul Țicu, mai este și Năstase, adică mai sunt oameni care în mod deschis spun că ei susțin parcursul european. Dar evident că sunt riscuri foarte mari și mulți chiar vorbesc în cazul în care nu câștigă, noi vorbim de președinte, riscul, cum, evident că contează mult ce președinte este, dar asta va influența și alegerile parlamentare și cine o să vină cu propunere de prim-ministru. Aici sunt jocuri cu mult mai subtile și mai largi, complexe, politice, care dacă câștigă un prorus, evident că lucrurile în Moldova se vor înrăutăți și trebuie să spunem lucrul ăsta, pentru că noi primim foarte mulți bani, granturi. Oamenii trebuie să înțeleagă, să-și asume că atunci când vor alege să aleagă, reieșim din contextul în care noi ne aflăm, că noi suntem la graniță cu un război din Ucraina și asta presupune mai multe responsabilități decât în mod normal pe, de pace. Da? Chiar și din împrumuturi, că mulți o critică cumva pe Maia Sandu, că uite, împrumut țara. Cu toate că eu aș face o diferență. E una când împrumuți de la anumite instituții din Occident, da? Din Uniunea Europeană, și alta când ești, cum a fost pe atunci președinte Igor Dodon, și dacă ți-amintești, tot vroia un împrumut major de la Federația Rusă. Dacă nu greșesc, a început cu 5, cu jumătate de miliard de euro, că apoi a fost 300 de milioane, 200 de milioane, dar pe lângă acel împrumut aparent inofensiv, se ascundea și tot ceea ce înseamnă datorie Transnistriei către Gazprom. De asta când spunem împrumuturi, totuși trebuie să facem o claritate de la cine te împrumuți, în ce condiții și pentru ce proiecte. Da. Ei, nu știm că Rusia investește în Moldova doar în propagandă. Până acum așa s-a întâmplat. Da. Dar hai să trecem la alt candidat. Da, domnul Renato Usatăi. Unul care inspiră așa o stare de bine. Când te uiți la dumnealui, deodată ai dispoziție. Și asta e bine. Da? Uite, poate unii își doresc așa un candidat, un așa candidat, că el este candidat, un așa președinte în fruntea țării. Un om din popor. Mie îmi pare că dintre toți candidații, cel puțin în această campanie, cumva domnul Usatăi a luat poziția asta de adevărat candidat al poporului. Majoritatea moldovinilor, eu cred că sunt cumva ca el. Ei se asociază cu el, se regăsesc în Usatăi. Așa, într-un limbaj de ăsta
simplist, arhaic, chiar cu alea anii 90. El e băiat de-a nostru, vorbește simplu, cât uiți ăștia la candidații ăștia cu într-un limbaj academic, nu știu, și oamenii nu înțeleg întotdeauna. El simplu ți-a spus, vrei să fii președinte cu apucături dictatoriale, da? Dictatura legii, el spune. E dictatura legii. Da. Totodată... Așa vede el ca să facă ordine în Republica Moldova și cred că unii oameni chiar pe bune susțină ideea. E, dar asta e cunoscut în sociologie, când este mult timp haos într-o societate, oamenii cer regulă și cu cât e mai mare haosul, pe partea cealaltă, oamenii cer mai mult dictatură. Și noi vedem că, din păcate, acum, încercând guvernarea, da, să fie o democrație veritabilă, s-a dus așa pe pant în anarhie. Și mulți politicieni, abil așa cum este usată, îi profită de acest lucru și promit ceea ce vor oamenii să audă. Apropo, el este un foarte, într-adevăr, politician foarte bun, pentru că el prinde curentul ăsta, el înțelege foarte bine ce își doresc oamenii și spune, el vociferează ceea ce oamenii vor să audă. În cazul dat, el a spus că, uite, dictatura legii stat prezidențial. Ca Lukashenko, stat prezidențial, un tătuca, că toți moldovenii nu înțeleg. Noi alegem președinte, dar el trebuie să ne rezolve problemele, dar nici el nu are atribuții. Cum așa? E o disonanță cognitivă. Și atunci, apropo, știi că el a mai propus o chestie foarte neordinară. Usată, prin ce se face diferit? Prin faptul că el vine cu idei noi. Vine măcar, cu propunerii da, concrete. El măcar are idei, știi? Chiar dacă le-a visat noaptea și le-a spus ziua, dar el vine cu ceva nou. Și uite, chiar mi-am notat că el a spus că ce o să facă, că o să creeze un fond prezidențial care o să meargă o parte din banii care trebuie să ducă la buget, o să meargă în acest fond prezidențial. Și el, uite așa, ca un monarh, pentru că el deja se vede, nu-i țară prezidențială, dar ceea ce propune el, astea sunt atribuțiile monarhului. Ca un monarh constituțional. Da, 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 cu baghetă, spun așa, cu sceptru, adică spună tron și o să zic așa, eu iau bani din fondul prezidențial și îți dau ție, vlădică, că tu meriți banii ăștia, tu nu meriți. Și uite, el o să decide, pentru că el o să fie delegat, da, de oameni, prin alegerea oamenilor, el simte că trebuie să aibă atribuții mai mari și uite, din fondul ăsta prezidențial, el o să reușească să rezolve foarte multe probleme care nu se rezolvau până acum. Și încă o chestie foarte bună, populistă, care e o găselniță perfectă. Nici Șor nu s-a gândit la așa populism bun. El a zis că o să facă magazine sociale. Da, de stat. De stat. E ca Șor a făcut din banii lui bani furați, dar sunt banii lui deja, da? Da. După ce-i fură, da. Da, dar deja s-a lui și el o deschis aceste magazine sociale. Pe când usată, zic, băi, dar ce trebuie mis din banii mei? Uite, este statul, uite, eu să deschidem magazine sociale, dar noi știm ce o să urmeze după asta, pentru că e foarte previzibil, chiar dacă el o să devină sau nu o să devină, nu contează. Cine ar veni cu așa o idee, ce o să urmeze? Evident că dacă e magazin social, prețurile o să fie mai mici ca normal, da? Logica, da, da? Da, și atunci unde e manager statul, acolo înflorești corupția și o să furi oamenii de-a bani și din magazinele astea sociale. Cine o să stea pe dânși să-i monitorizeze? Cum zic moldovenii, unde lucrează, de acolo trebuie să mănânci. Păi da, dar mai ales la stat. Da. Știi că dacă tu ai o afacere sau nu contează, tu nu poți să furi, da? Dar tot ceea ce gestionează statul, încă noi în Moldova n-am avut o experiență pozitivă în acest sens, ca statul să gestioneze ceva și să fie cu profit, să dezvolte, e că vezi cu aeroportul ce se întâmplă. Bate recorduri de pasageri, cel puțin așa, da? Nu-ți oficial. E, nu știu, dar tot ziua facem și subiectul ăsta. Domnul Usat a mai avut o propunere concretă, cel puțin am văzut, pe subiectul transnistrian. Fiindcă președintele țării este și garantul integrității teritoriale și domnul Usat i-a spus că el așa vede rezolvarea acestui conflict,
ca cei din stânga Nistrului să aibă garantat un număr X de deputați în Parlamentul Republicii Moldova, ce deja trebuie de văzut. Cât sunt în dependență de numărul populației ca să fie un echilibru între stânga Nistrului și restul țării și ca cei de acolo să-și delege. Uite, ei garantat vor avea, nu știu, 4 sau 5 deputați și de aici să înceapă așa un dialog politic de a rezolva problemele în împreună, îi aduce în albie legalității, că dacă ei ar accepta ca să aibă deputați aici, evident că recunosc automat Constituția Republicii Moldova și tot așa mai departe. Și la propuneri concrete, tot pe subiectul ăsta care ține de atribuția unui președinte, că președintele este și comandantul suprem al Armatei Naționale, subiect de care majoritatea fug, ori fac propagandă din acest subiect că Moldova se înarmează, că Doamne ferește, ne pregătim să atacăm... Moldova nu are arme în general. Da, dar propaganda merge, că se înarmează și tot așa mai departe. Domnul Sate i-a propus, am văzut recent, anularea serviciului militar obligatoriu și transformarea Armatei Naționale într-o armată profesionistă din soldați prin contract. Nu este un subiect nou, bazele s-au pus în perioada guvernării epidemiei, cred că era ministru domnul Sturza, Eugen. Cred că da, atunci s-a început procesul, dar necesită buget, necesită mai mulți bani la buget ca să poți să acoperi aceste cheltuieli. Cred că o să facă din bugetul din ăsta, bugetul. Fondul prezidențial. Da. Dar ca idee, în contextul securității, a pune accent pe armată e un subiect bun, știi? Eu am o întrebare față de candidatul Usate. De unde bani? În cazul, el de mult nu mai e, câți au trecut câțiva ani de când nu mai este primar în orașul Bălți, da? Afaceri de mult nu le mai are, cel puțin în Moldova nu are, cândva le-a avut în Rusia. Dar el a spus că nici nu a avut și nici nu vrea să aibă afaceri în Moldova, că aici intre ușor în conflict cu statul, corupție. Ok, uite, eu pur și simplu ca om, da? El câți ani are? Exact nu mai știu vârsta lui. E ani în jur de 50 de ani, da. Corect? Cum tu poți să stai toată ziua acolo pe malul lacului Ghidighici, să prinzi pește și să vorbești numai despre mirez și cu gonță? El mi-a discut de mirele Moldovei, veșnic mire de Moldova. Pentru că eu alte discuții în afară sau alte activități nu cunosc. El la partea financiară a răspuns, cred că Mariana Raț l-a luat la întrebări din astea mărunte. Eu am ascultat despre răspunsurile lui, chiar eu eram foarte curioasă într-un timp și analizam profilul lui atât politic, psihologic și mă uitam așa. Și eu până la urmă n-am mai înțeles ce lucrează. Declarația de viere nu am citit-o la niciun candidat. Apropo, chiar nu pot eu am citit și am făcut o știre încă pe subiectul ăsta. Au zis că unul din mari donatori a partidului a murit înainte de... El întâi a murit, întâi a dat bani și după asta a murit. Nu era partidul, era donații personale. E donații asta personale? L-a întrebat la... Da. Atunci am văzut în interviu cu Mariana Rață. Da, întâi a dat bani și pe urmă a murit omul. Nu se întâmplă. Uite așa, noroc, nenoroc, nici nu știi cum să cataloghezi. Ți-și Dumnezeu să ierte da, și mulțumesc. Da, și mulțumesc, da. Cred că mulți candidați și-ar dori... Așa. Dar dacă să revenim la lucrurile mai serioase, faptul că USAT candidează pentru Republica Moldova, da, în actualele circumstanțe geopolitice care sunt, el un pic poate ar fi trebuit să fie mai combativ cu ce ține cu partea asta proroscă. El dacă e cu relațiile astea prin România, sora lui e ceva într-o oarecare grad de rudenie cu președintele României, nu mai știu viața lui personală. Afacerist, nu mai știu, căsătorit cu sora nu îi știu foarte Isa. Bine viața de familie. Eu ce vreau să spun, că el e mai important, sau eu cred, e mai bine să avem un polițian aici ca Usatăi, așa cum este el, decât, de exemplu, Ilan Șor, care este, uite, direct finanțat de Moscova. Parcă dintre ei știi Ilan Șor, dar Ilan Șor nici nu candidează. Are câțiva candidați, așa spun și autoritățile. Candidați? Autoritățile n-au dat nume deocamdată. Da? Nu vrei să spui. Știi, dar nu vrei. Nu, așa eu mă bazez, autoritățile spun să ne informăm doar din siguri oficiale și din ce spun ei.
Cam asta e despre USAT, așa, din principalii. Eu nu pot să tolerez așa tip de comunicare. Eu nu pot să-mi imaginez un președinte în fruntea țării ca să mă reprezinte pe mine să vorbească așa cum vorbește USAT. Asta e pur și simplu strașnic. Asta eu înțeleg poate ca un ministru acolo agriculturii, ceva cu să vorbească cu oamenii țărani în limbajul ăsta, eu încă mai înțeleg. Dar el a fost un președinte, eu nu pot imagina. La ultimele legeri, apropo, prezidențiale, el a fost votat foarte bine în diaspora. El a fost votat, a luat mai multe voturi chiar și în aceeași România, mai mult ca Andrei Năstase, care cumva era mai, mă rog, profil mai pro-european și pro-unionist. Adică limbajul lui USAT poate fi o strategie, știi, de a cuceri votul ăsta. Deci ca să legitimeze acest limbaj. Și așa sunt mulți care îl legitimează. Și așa moldovenii au probleme grave de comunicare și de a vorbi, da? Încă mai ies cineva care în modul ăsta, ei, pite, dacă vorbești USAT, așa, dar eu și eu zghiță din, eu pot vorbesc și mai urât, adică în modul ăsta el legitimează felul ăsta de a comunica. Eu nu susțin și nu-l promovez, dar în, cel puțin de când e campania electorală, probabil are alți oameni care îl ajută acolo, știi, stafful ăsta politic și el svedic și a cizelat limbajul și aparițiile publice sunt mult mai așa, mai sombre. Așa, de... Eu vreau să închei cu aceea că el în campania asta a scos la înaintare toate cărțile, PISOR au dus-o de România, de ziua profesorilor au felicitat-o pe mama, știi cum chestia asta la moldoveni, simbolul ăsta mama, cu Andrei Năstase, tot cu mama, toți cu mama, hai și pe, că numai copii n-am, că copii n-am văzut să iasă, mai trebuie să mă iei, să duc la o grădiniță cu copilașii care duce la grădina zoo, care n-au văzut niciodată sau la un teatru, știi, să iei și zic, uitați-vă, la orfelinat de undeva, e că au rămas numai chestia asta să o facă și în rest toate tehnicile de, să nu zic manipulare, dar persoasiune, de persoasiune sunt folosite. Mai pe scurt, e un animal politic. Tudor Olianovski, că vom ajunge la el data viitoare când vorbim, dar despre copii. El e singurul candidat din această campanie care... Da, cântă copii, da. Da. Și el a spus că asta e firesc, ceva normal, dacă vrei, pro-american, foarte american și foarte europenește. Eu sunt de acord. Piesa a fost foarte reușită. Dar revenim, super. Revenim la el în a doua parte. Mai pe scurt, o să ne punem mult hate pe cap, eu da, mă simt chestia asta, dar hai să mergem mai departe. Mai puțin candidat. Hate va fi la domnul candidat aproape independent, Vasile Tarlev, președintele partidului Viitorul Moldovei, gruparul Moldovei, președintele la Viitorul Uite Moldovei. Uite cum el a fost numit de moldoveni, cât de dulce, bombonel. Vasilica e că tu când uiți la Tarlev, chiar vezi un bombonel. Asta datorită faptul că dumnealui a fost director la Bucuria, da, și... mulți îi spuneau în perioada aceea bombonel. Îi spuneau asta, așa zic unele surse medie, fiindcă a furat o leacă vreun milion și ceva din bugetul întreprinderii. Nu, bani. Din bombonele, da? Din bombonele, da. Dar Vasile Tarlev a intrat în istoria Republicii Moldova ca cel mai longeviv deocamdată prim-ministru. 10 ani a fost la cârma guvernului și din ce mi-amintesc eu are deja cel puțin două proiecte cu care se poate mândri. Uite, primul este fostul stadion republican din perimetrul străzilor Tighena și Ismail, pe care toți îl deplâng că uite s-a vândut stadionul, că acolo s-au vândut niște ruine. Uh-huh. Vasile Tarlev a urcat, cred că în 2008, pe un buldozer cu o cupă de șampanie, l-a stricat și a spus că vom moderniza și vom face acest stadion ceva la nivelul UEFA, da? Și fiindcă intrând în azartul ăsta de a construi stadioane, am mai construit un stadion lângă circ. Este acolo toți care merg pe lângă circ. Simbolul stadionului este o minge. Da, ea este acolo. Împrejurul minge, celea. Ce e acolo? Acolo este carte de vizită. Parloagă, da? Nu, e carte de vizită activității fructoase a lui Vasile Tarlev. Dar are un avantaj, are iertare. Ca să-l rabzi pe fost președinte Voronin, trebuie să fii foarte rezistent psihic. Sau să fii pur și simplu foarte așa, docil. Ei, docil. Nu mai este, trebuie să știi când, cum,
cum să dai ca să aduci apa, cum să vorbești, să zâmbești. El nu m-ar vede pe Voroni și el deja știa cum trebuie. Nu a avut ambiții politice în perioada guvernării lui Voronin și iarăși spun anumiți oameni din fostă administrație, când mai făceau ei ședințe neformale, că domnul Voronin își permitea față de mai mulți oameni să-l mai împingă pe domnul Tarlev așa, cu un picior în vorba aia, cum zic moldoveni, un șut în fund, un pas înainte. Ca și cazul acela cu țic, cu Chertoacă, da. Ceva de genul ăsta. Cam în așa format, da. Îl împinge. Și tot în perioada fructuoasă a domnului Tarlev, cât a condus Guvernul Republicii Moldova, și-au pus bazele financiare, politicieni astăzi, cunoscuți ca politicieni, pe atunci oameni de afaceri, prosperi. Fundamentul, da. Domnii Viceslav Platon, Vlad Plahotniuc și Vlad Filat. Domnul Tarlev, după ce a fost demis, plecat din fruntea guvernului, a încercat politica de sine statători. A fondat un partid denumit, dacă nu greșesc, Uniunea Centristă din Moldova. Și a avut succese remarcabile. În zona marj de eroare, toate proiectele sale politice au fost în jur de... ulterior cu alt majoritate, cred că au uitat de el, domnul Braghiș, un alt fost premier al Republicii Moldova, și au încercat ei acolo forțele împreună cu PSD-ul, care aparține în continuare lui Șelen, la Șelen ștampila, el obține ștampila și ai în buzunar și unul de la nimeni, așteaptă să-l s-o vândă. Ai bombon al lui. Și pe urmă am mai încercat ultimul partid ăsta, care acum Vasile Bolia e președinte, Vozrojdenia Renașterii, cu un alt fost comunist, Mișin, Dumnezeu să-l ierte, a decedat. Și toate aceste proiecte politice, când au participat în alegeri, au luat un scor în zona marj de eroare, 1, și ceva de procente. Păi vorba aceea, ce se aseamănă, se adună. În cazul dat, ei s-au adunat și au creat așa o sinergie de mare, încât oamenii au zis că dar nu mai ieșim la vot, știi? Nu. Dar că, cu toate acestea, uite, Vasile Tarlev a reușit într-un timp record să adune de două ori, nu o singură dată, câte 25.000 semnători. Cum crezi că a reușit? Eu cred că el nu o să-l voteze 25.000, dar o să vedem. Alegerile o să ne arate într-adevăr radiografia a fiecărui candidat cu adevărat. Da? Asta că o semnat cineva și o strâns, asta nu înseamnă că... Și el tot e moldovenit de ăsta înflăcărat, dar cu afacere în România, bine, mersi. Noi toți sunt moldoveniști. Da. Și moldoveniști sunt stataliști principal. Stataliști. Ăștia sunt stataliști. Statul... Dar care primesc finanțare de la ruși. Și partidele lor în mare parte sponsorizate de ruși. Dacă afacerile în Uniunea Europeană și România... Afacerile asigurate în Uniunea Europeană. Fiindcă acolo drepturile lor sunt respectate, banii lor sunt băzăți, sunt bine. Ei nu se complică oamenii. Ei toți cred că au citit cartea lui Machiavelli, ei de acolo s-au inspirat cum trebuie să fii un politician flexibil, abil, ca să nu zic alte cuvinte care în cazul dat sunt bine meritate. Dacă mă întrebai de candidații lui Șor, cine sunt și nu vreau să spună, uite, despre Vasile Tarlev se spune că ar fi unul din acei candidați. Cum așa Vasile Tarlev poate fi candidatul lui Șor dacă a ieșit dita mai fostul președintele Moldovei, Voronin Ronin și-a zis că dacă nu l-alegeți pe Tarlev, să-i chirdic cu Moldova. E ca tu cum îți permiți? E simplu, fiindcă și pe ceremiul lui Voronin tot este cumpărat de Șor. Doar că Voronin, apropo, este... Numai tu nu înțelegi aici. El lasă de ei bani, dar el face politic statalist. Da. Din banii lui... Asta el îl amăgește pe Șor, nu Șor pe dânsul. Voronin, apropo, e singurul politician din Moldova care a vândut pe CRM-ul de mai multe ori, mai multor politicieni, dar niciodată nu a vândut ștampila partidului Șcheri de la sediul pe CRM-ului. Păi dacă asta e, asigur, venit financiar constant la toate alegerile, deci trebuie să-ți dai lingourile de aur, așa pur și simplu, nu? Și e un alt candidat. Da, astăzi care... Tu mai vrei să adaugi ceva la... Nu, ce poți să închei la Vasile Tarlev? E rezultat, evident, e previzibil, așa că noi putem să trecem la alt candidat. Nu, că suntem oameni bine crescuți, eu vrem succes în campanie electorală. Da, sigur. Eu propun astăzi să încheiem cu ultimul candidat din lista noastră, dar nu cel din urmă, doamna Irina Vlah. Fost bașcan al UTEA Găgăuzia în două mandate. Prima fost... femeie care a devenit bașcana Găgăuziei. Fost deputat, dar te rog, prezintă-o tu.
Tu spuneai începutul prima, pentru că eu am o slăbiciune față de domnie. Am scris mai multe ori despre Irina Vlah, chiar am zis, am prevăzut că ea o să devină... Când? Cu 2 ani în urmă am zis că ea o să candideze la alegerile prezidențiale, cum am spus, când a început să înveți limba română. Da. Asta era primul indicator. Și tot timpul am fost uimită cât de abilă politic poți fi. Este cam, mai este un politician care eu o asociez cu povestea Gogoașa. În cazul dat, ea tot a fost... întâi la PCRM, după care a mers la socialiști, după care o vedem că cumva este curtată dișor, da, de oamenii ușor, cu toate că ea a menționat că nu e adevărat, dar noi știm că de multe ori spune că nu e adevărat, nu e adevărat, ca să dea mai ulterior imagini și cum lucrurile într-adevăr se materializează. În cazul ei, ce putem să spunem? Că șanse la alegerile prezidențiale nu prea sunt. Totuși este cotată de sondaje cu mai mult de 5%. Asta deja e progres, da? Da. Pentru majoritatea candidaților care vor fi în zona marj de eroare, 5% va fi mult. Ea, ca rampă de lansare, da, a fost ceea că a scris o carte înainte, da, dovedește că ea are materie cenușie, e capabilă să scrie, deja a preluat și manierile astea, comunicarea asta non-verbală din Occident cu inimioare, știi cum, era tot Shakira, toate vedetele, Jennifer Lopez și pun, da, o vedem că și pe ea, e destul de progresistă. E progresistă, dar da. Uiți că inima, de fapt, te-ai dus deodată în Occident, dacă ți-amintești, Iuri Roșca, votați cu inima. E exact copii chestia asta, înțelegi? Adică tu nu te uiți pe Instagram, nu ești în trend, nu ești la modă, adică tu cumva rămâi în urma trendului politic. Dar ca politician este abilă. A știut la timp să plece din PCRM și a știut la timp să plece din PSRM. Chiar dacă datorită PSRM-ului a ajuns în primul an, în primul mandat bașcan. Adică eu am o curiozitate, o să pățească ca în povestea Gogoașă cine o să o mănânce la final? Și ca bașcan, iarăși că vorbim de abilități, a reușit cumva sau nu știu în ce măsură miertul ei, dar în mandate, cel mai ales în al doilea mandat, foarte multe proiecte în Uteagă Găuzie s-au făcut cu sprijinul și cu banii Uniunii Europene și a României. S-au reparat acolo școli, s-au dat autobuze, s-au construit drumuri. Nu uităm că ea parțial a profitat că a venit la guvernare un partid pro-european. Adică e parțial a fost în perioada aceea când a venit PASU și foarte multe granturi, proiecte pro-europene au fost, ei au cooptat. Evident că tot trebuie să ai capacitatea de a coapta aceste granturi. De ce unele raioane din Moldova nu reușesc exact să fac? Pentru că nu au specialiști. Aici trebuie să-i dăm, într-adevăr, cezarului ce e al cezarului, pentru că ea a avut o echipă pregătită care a reușit să profite De conjunctură. De conjunctură, da. Eu mi-am amintesc proiecte, făceai ceva nu, cu vile, vineau ambasadorii, se duceau mulți ambasadori, ai Statele Unite, ai Uniunea Europeană, României pe acolo, curățau la vin, nu știu ce făceau. Adică, nu știu ce mali. Ea are o calitate foarte bună, știe să pleia pe conjunctură, da? Și totodată joacă rolul ăsta de femeie foarte milostivă, bună la inimă, diplomat, așa, nu-ți cu supere, bun simț. Da, când te uiți la ea, chiar am un cunoscut care des interacționează cu dumneiei și spune că de câte ori am interacționat, chiar dacă eu sunt pro-român, sunt pro-european, tu știi că îți lasă așa o senzație plăcută după ce comunici cu ea, pentru că are asta, această abilitate născută asta de politician. O calitate foarte bună foarte în bună. Politică.
Da, în politică, doar că evident că noi, știi cum, nu ne uităm la formă, dar ne uităm la conținut și de asta și discutăm acum, da. Pentru că forme sunt multe frumoase, dar conținutul și ceea ce promite mir va vsem mire, eu înțeleg că poate fi slogan de Miss Univers, da, de politician serios, nu poate fi, mai ales în contextul în care noi suntem la hotar cu război. Despre ce tu vorbești? Car, mir, mir, pace, pace, dar noi cine vrea război? Parcă vrea cineva război. Nu, știm cum nu vrea? Putin nouă. Vrea război, că el a început război în Ucraina, el nu, poate să termine pace, în Ucraina. Pace, pace, dar pe pace, dar ce facem cu Transnistria, dar ce facem cu Găgăuzia, unde sunt separatiști? Ea trebuia să-și dovedească că într-adevăr este pro-europeană prin comunicarea și crearea unui mediu în Găgăuzia în care oamenii să vrea să meargă în Uniunea Europeană. În cazul dat, noi despre care ei vorbește Uniunea Europeană. Uniunea Europeană, toate televiziunile pe timpul ei vorbeau cu, și aveau un narativ pro-rus, da, și anti-românesc, anti-moldovenesc și ne spune... Mihai, noi vrem în Uniunea Europeană. Păi, dar cât ai fost bașcana găgăuzii, de ce nu ai promovat ideea asta în rândul găgăuzilor? Poate acum vorba e în al 12-lea ceas, o să înceapă a promova... Da, sigur, dar ei nu-i trebuie, știi? E că mă uit la dânsă, e parcă vrea, dar nu vrea. Pentru că care-i motivația? E bani are, e femeie se vede că împlinit, copil are și trebuie. E pur și simplu candidează pentru că candidează. Sau poate că într-adevăr vrea să, probabil vrea să încerci politica deja pe cont propriu. Că dacă vorbeam că sondajele o dă la 5%, ăsta e pragul de trecere în Parlament ca și partid. Și vorbeai că cine este curtat din mai mulți. Cine din Moldova este pe cont propriu? Da, eu înțeleg că Morar își finanțează din Bitcoin campania electorală, dar Vlah de unde? Eu, dacă nu greșesc, fratele ei, anul trecut... A avut din afaceri un an da, economic, un an economic foarte bun, ceva cu exportul de grâni, că a exportat, da? Da, o cifră de afaceri record. Respectiv, am putea spune că în pofida faptului că Maia Sandu a făcut doar rău în Republica Moldova, vorba candidaților, vremurile bune a ajuns, uite, la familia Vlah și poate din acele afaceri cu exportul de grâni se finanțează campania electorală. Eu cred că dumneavoastră o să îmble în această campanie electorală cu prompter după ea, pentru că e când discursurile ei le citește de pe prompter în limba română. Dacă îmi vorbești în limba română, ea nu poate vorbi și eu presupun că o să iasă, o să-și pună limba română prompter și o să citească de pe el, da? Sau eu nu înțeleg, eu până astăzi nu înțeleg o chestiune. Cum poți tu să te duci să candidezi la prezidențial necunoscând limba acelei țări? Dar e de apreciat că ea a încercat și încearcă în continuare să vorbească. Dar lăsați-mă cu apreciatul. Asta e la nivelul de om care eu mă întâlnesc. De exemplu, da, eu apreciez un cunoscut de-a meu că a învățat limba română și chiar eu mă bucur, da? Nu vorbești foarte bine, dar eu intru în situație, dar noi vorbim totuși de lucruri serioase acum. Noi nu vorbim de ghiță că e la acolo, nu știu, colhoznic sau are o funcție, da, care nu este importantă. Aici tot contează. La președinții tot contează, atât background-ul, felul de a vorbi, ce limbi cunoaște, care este viziunea lui politică. În cazul dat, eu nu știu ce viziune are politică, adică eu cunosc. Declarativ e pro-european. Păi da, declarativ e pro-european, dar a fost în toate partidele până de mult și... Deci și pro-european. Noi până nu de mult au spus că trebuie să avem relații foarte bune cu Rusia și trebuie să luăm gaz din Rusia, că, adică ea a avut până nu de mult o retorică pro-rusă. În mod normal, în diplomație, dacă era un alt context geopolitic, da, era valabilă ideea asta. Nimeni nu spune că trebuie să... dar acum e utopie. Haideți să reieșim dintr-o realitate. Despre ce sunt discuțiile astea pentru proști, parcă, știi? Adică ei ne consideră pe noi toți proști, că adică noi nu știm trecutul ei politic, noi nu cunoaștem viziunile ei și acum adică s-au schimbat, știi, chipiul și au zis că gata, eu azi sunt pro-european, cu mâini eu mă trezesc, eu azi sunt blond, dar mâini sunt brunetă și s-a schimbat viziunea mea asupra vieții. Curiozitatea din această campanie electorală care rămâne pentru mine este cine va obține mai multe voturi în Găgăuzia.
că uite, noi avem un cumva Vasile Taler, da, tot e din zona aia. Da, este Stoie Noglu, care e clar găgăuz, este Irina Vlah, clar găgăuză, da? Uh-huh. Și Vasile Taler, care tot e din zona aia. El e mai mult bulgar, din ce am înțeles eu. Dar el tot e din familie mixtă, apropo. Da. E un părinte bulgar și nu știu care, mama sau tata e găgăuz. Și eu sunt curios, uite, cu cine vor vota găgăuzii. Plus, mai este asta, Victoria Fortun, care iarăși acolo, ar fi unul din candidații lui Șorș. Șorș, știm că cu găgăuzi alând, o să vedem cum o să împart. Uite, că e un efort și pentru ei, un efort logistic mai ales. Cum oamenii ăia, pe cine, cum îi convinci, pe cine să voteze? Eu cred că, evident, că Șor o să aibă influență foarte mare și atunci tu știi pe cine îndeamnă Șor să voteze la alegerile prezidențiale. Cine? Din video, audio care am văzut pe Victoria Fortună. Da, în afară din... Doamna spunea că există planul B, C, D, dar sau mi-a scăpat, n-au dat nume. Ceva mi-a scăpat. Asta nu contează. Noi anterior doar am vorbit de... Adică eu presupun... Stoie Noglu, în cazul dat, noi am discutat anterior care au fost rezultatele lui la alegerile precedente, da, da, da. Și eu cred că nu o să difere foarte, foarte mult, poate o să fie mai bine în cazul dat, dar eu presupun că Vlah o să ia foarte multe voturi acolo, pentru că ea oricum, comparativ cu Guțul, totuși... Nu sunt incomparabile două femei care ambele au fost, una este în prezent Bașcana Găgăuzii, cealaltă a fost două mandate, oricum background-ul Irinei Vlah este unul cu mult mai consistent și mai serios. Hai spunem așa, că a reprezentat poporul ei destoinic, da? Nu i-a făcut de râs cum îi face Evgenie Guțul acum. Și din cauza ei au disferit și ei ca minoritate etnică, da. Ei au disferit pentru că au ales așa cum au ales și deja asta e responsabilitatea lor, adică ori alegi banii 400 de lei și 4 ani vezi în fața ta o păpușă grăitoare, ori alegi într-adevăr o persoană care să te reprezinte. Asta e vorba de alegerile pe care le fac oamenii și... Noi vedem rezultatele și eu cred că nici nu o să fie rezultate. Oricum, Irina Vlah a făcut ceva pentru... Da. În cazul dat, nu știu, o să vedem cu toții. Dar cel puțin era mai adecvată, echilibrată, să zicem așa. Stoie Noglu, eu nu văd multe inițiative care să vină... Chiar m-am uitat acum ultimul briefing, da, pe care l-a avut astăzi. N-am văzut să zic că a vorbit ceva despre diaspora, apropo, toți vor... voturile de la diaspore și cu promisiuni gen că o să fac, că o să fac mie și mie rușine, am o rușine spaniolă ca să spun promisiunile care le-a spus, pentru că e irresponsabilă după mine. Dar dacă să luăm în cazul lui Stoie Noglu și Irina Vlah, eu cred că ea ar lua mai, după mine, ar lua mai multe voturi. Ar fi o surpriză ca ea în general să ia și pe Republica Moldova, nu doar pe regiune, mai multe voturi ca Stoie Noglu. Da, asta nu știu, asta nu cred. Asta nu cred, pentru că ea nu are... Nu are PSRM-ul în spate, hai așa. Și PSRM-ul, dar mai este și altă chestie, deja în rândul moldovenilor români, are o imagine cam rea. În rândul găgăuzelor, probabil, e una bunicică, dar la noi deja s-a sedimentat această imagine, e destul de negativă, de aceea nu prea cred că ea o să ia multe voturi, da? Mai ales că a început cu stângul, s-a dus tot pe la grădiniți, cu copii și pe urmă presa au criticat-o pentru că nici n-ai reușit să intri în campanie electorală, dar deja faci poze cu copii, cumva cum fac unii, știi, cu preoții, ca să duc la tăte. Înainte de alege. Devin mai evlavioș. Da, și spun câte o poză și ea ca cu familia, cu rudele. Păi așa și a doua etapă este copiii, știi, să iau copilași. Și... Da, nu, așa, să elemente de campanie electorală. Din păcate, da. Cam toți s-au folosit și copii și biserica. Să, nu știu, sper că într-o zi vom depăși aceste momente. Da, discreditează tot. Ieftine după mine și candidații vor avea discursuri mai bune și vor folosi elemente de campanie totuși așa un pic mai moderni deja. Dar ca să încheiem această primă rundă de candidați, ce părere ai despre
UTE, lipsa dezbaterilor electorale sau lipsa Maiei Sandu la aceste dezbateri electorale, cumva toți, că de ce mai nu participă? Ea astăzi a anunțat că în al doilea tur o să participe la dezbaterile electorale. În primul tur, evident, eu nu sunt adeptă la așa ceva. Eu nu-mi imaginez în America sau în altă țară europeană din vest, da, care să zic că îți imaginez Biden și Trump chiar în America. Uh-huh. Și da, Biden o zic, de eu nu vreau să particip la dezbateri. Evident că lucrul ăsta nu e normal. Da, eu înțeleg pe de altă parte că o parte din candidați sunt într-atât de jos, atât de low, încât nu poți să fii în același studio, dar pe de altă parte eu sunt de părere că dacă trăim într-un stat democratic, atunci regulile sunt pentru toți. Uh-huh. Doar în țările de est, Europa de est, este tradiția asta că nu particip la alegeri. Putin, de exemplu, niciodată n-a participat la nicio dezbatere electorală. Da, și de asta eu cred că trebuie să participe. Noi știm multe cazuri în care s-a demonstrat că atunci când președinții nu au participat la dezbatere electorală au avut un impact foarte negativ în rândul. Dar chestiile astea cu dezbaterile n-ar trebui cumva instituționalizate, dacă îi pot spune așa, fiindcă acum sunt o groază de televiziuni, tot felul de proiecte media online. Adică tot dacă să fii candidat și să-i onorezi pe toți cu prezența, să te duci acolo la dezbatere cu un candidat, cu a doilea candidat, când îți mai rămâne timp pentru a vorbi direct cu alegătorii în teritoriu? Tu n-ai observat că eu fost la Moldova 1 și au rămas numai Usatăi. S-a dus Stoianoglu, a ieșit din... Da. M-am uitat într-o zi la M4, mă uit că numai Țicu în studio, dar restul candidaților n-au venit. Adică la aceste alegeri prezidențiale, eu aș spune că candidații nu sunt responsabili. Eu înțeleg că Maia Sandu deja are un background, deja a spus foarte mult în spațiu public, oamenii o cunosc, dar ceilalți candidații ar trebui să-și onoreze, măcar oamenii să-i cunoască. Bine, când ești în zona marjă de eroare, cu siguranță. Trebuie să ieși, de asta trebuie spunem, ar fi, vorbești. Nu știu, genul, o singură dezbatere sau câteva dezbateri organizate undeva, nu știu, arena națională, ceva de genul ăsta. Unde să fie reprezentanți de la tot felul surse media, fiecare dă întrebarea care consideră el fiecare candidat, știi? Și face o dată o dezbatere. Câteva runde, este prezent toată media, nu poți să acuzi că o media este mai puțin obiectivă, mai puțin imparțială, fiindcă toți o să aibă acolo. Adică creezi o oricare regulă și în același timp, ai și timp să vorbești cu cetățenii și spui că nu fugi de dezbatere, cum a spus doamna Sandu, că voi merge în dezbatere deja în turul 2. Nu știu, poate s-a inspirat echipa ei de campanie, de PR, poate s-a inspirat de la Ion Ceban, dumnealui, când la alegerile locale... Există și o frică, pe de-o parte, pentru că noi cunoaștem și cazul Poroșenko-Zelenski. Da, dar la dânsul, la ceva nu era chestie de frică. El a spus foarte clar, băi, voi sunteți foarte mulți, eu dacă mă apuc să vorbesc cu fiecare dintre voi, uh-huh, când îmi fac eu campania așa cum vreau eu, cum consider eu că trebuie să o fac, ca să câștig. Și uite că ceva a avut o tactică bună și a câștigat din primul tur. Cât de bun ai fi politician și orator, oricum tu comiți anumite greșeli. Și ca să nu comiți, dar deja tu ai o imagine, uh-huh, în spațiu public și ca să nu dai în jos procentele celea, să nu riști, mulți merg pe ideea asta. Și mai sunt și exemple gen Poroșenko și Zelenski, dacă nu erau dezbaterile publice, cum le făceau ei, stadion, cum tu ai propus de asta și mi-am amintit, păi Zelenski nu prea avea șanse ca să câștige, fiind un bun orator, uh-huh, știind cum și Usatu e foarte bine ce să spun atunci când trebuie că el este intelectual, e din altă aluat, dar oricum dacă să ne luăm pe aspectul ăsta, atunci mulți candidați, deja după mai multe exemple de genul ăsta, le este frică să iasă, da, dacă apare un candidat foarte abil în comunicare și tu comparativ cu el o să arăți palid, tu pierzi mai mult decât... De acord. Și plus la asta îți oferă un avantaj. Dacă în primul tur tu deja vezi, de exemplu, eu mă pun în locul ei, întotdeauna trebuie să te pun. Tu deja analizezi fiecare candidat, ceea ce spune, cum spune, părțile bune, părțile vulnerabile și în...
tu faci o analiză, vezi cum oamenii reacționează la multi idei, la multi narrativi care au fost aruncate în spațiu public și tu deja știi și să le selectezi foarte bine și cum îți trebuie ție. Și atunci asta e o chestie safe, înțelegi? Uh-huh. Tu ai analizat, ai văzut, tot ai o radiografie și în turul 2 tu ești deja pregătit, tu știi răspuns la toate întrebările, că sunt doar câte acolo spun sociologi, vreo 100 de întrebări la care tu oamenii le pun și tu dacă le cunoști răspunsul la fiecare, probabilitatea ca să te pun într-o situație proastă e foarte mică. Și în cazul dat, pe de o parte nu sunt de acord pentru că eu sunt adepta valorilor democratice, dar pe de altă parte eu înțeleg din punct de vedere a marketingului, a politicului, a sociologiei, da? În domeniul politicii. De asta, poate ideea mea nu e chiar așa de rău, de instituționalizat cumva chestia asta cu dezbatere într-un loc de stat mai public. Da, dar acolo sunt consecințele foarte, foarte grave. Sunt, dar grave. Până la urmă politica este o artă și n-ar trebui să ocupe de politică oricare. Ți-l închipui pe Ilan Șor într-o dezbatere electorală cu, așa, cum e el, da? Cu problemele lui de exprimare și tot așa mai departe. De da. Nu cred că ar mai avea, sau mulți moldoveni și-ar schimba opinia față de el și față de mulți alți candidați care la fel nu pot lega două vorbi, dar datorită banilor sau alți factori. Chiar mie interesant, în turul 2 o să vedem dacă orice candidat o să fie cu Maia Sandu, ori Stoianoglu, ori Usată. Chiar vreau să văd, o să fie ca și în cazul cu America, cu Kennedy, când a apărut prima dată la, doar până atunci era radio, da, și da, da. Oamenii, candidații ieșeau la dezbateri la radio. Pe urmă, când a apărut televiziunea și când a apărut un candidat în vârstă și ramolit, da, și pe lângă el Kennedy, care făt frumos cu o comunicare foarte bună, radiant și nu știu ce acolo, evident că alegerile au fost așa cum au fost, a devenit el președinte. În cazul dat, o să vedem două arhetipuri diferite, chiar și dacă e Stoianoglu, ca chiar dacă e și care ambii nu pot vorbi română, ambii sunt educați în stilul ăsta prorus sau jargonul ăsta prorus, vrei, nu vrei, stai procuror, dar celălalt e din lumea, cum zic unii, a avut tangenți și cu lumea criminală, dar noi știm că se aseamănă ca arhetip, ambele tabere, da? Și o să fie foarte interesant să te uiți dintr-o parte, din punct de vedere chiar și a unui jurnalist, unui politolog, ca să analizezi și să vezi cum asta o să prindă la public și cum oamenii o să-și formeze o percepție despre ambii candidați. Eu cred că o să fie foarte... Dacă până acum această campanie electorală a fost una amorfă, da, uite, și este în continuare. Dacă o să fie al doilea tur, o să fie un deliciu pentru toți. Da. Eu zic să punem punct prezentării candidaților de astăzi și săptămâna următoare continuăm cu foarte interesant următoarea listă. Da, cumva, uite și norocul lor de tragere la sorți, i-a grupat așa pe, da, după anumite criterii, zici că. Și după greutatea lor politică și socială. Da, pentru că fortuna cumva, oricum, nu poate fi pus în aceeași tabără cu Irina Vlah. Da. Nu poate, sigur. Da, că din alte categorii. Eu vreau să le mulțumesc celor care ne-au privit, să îndemn să distribuie acest material video și neapărat să participe la alegeri, fiindcă pe 20 octombrie noi decidem soarta țării și după cum vom vota, așa președinte vom avea în fruntea țării noastre. Distribuiți și, dragă Olga, mulțumesc pentru discuție. Cu mare drag. Da, la revedere. La revedere.